Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul de la simularea examenului de bacalaureat Profil științe ale naturii. Haideți să începem cu subiectul 1. Exercițiul 1 se consideră numerele complexe. Z1 egal cu 3 minus I și Z2 egal cu 1 plus I. Să se arate că Z1 plus I ori Z2 este egal cu 2. Haideți să înlocuim, să calculăm z1 plus i ori z2. Asta înseamnă că vom avea 3 minus i, adică z1, plus i pe lângă z2, adică 1 plus 2i. Nu ne rămâne acum decât să desfacem paranteza și atunci vom avea 3 minus i plus I ori 1 înseamnă I, iar I ori I este I la a doua. Și acum observăm că se reduce acest I, avem minus I plus I, asta înseamnă că rămânem cu 3 plus. Vă reamintesc că I la puterea a doua este minus 1, așa că vom avea 3 plus minus 1, adică 3 minus 1 și rezultatul este 2 exact cum se cerea. Haideți să mergem la 2. Se consideră funcțiile f definită pe r cu valori în r, la fel și g-ul, unde f de x este egal cu 5 minus x, iar g este definită pe r cu valori în r, unde g de x este egal cu x plus 2. Determinați numărul real a pentru care f de a este egal cu g de a plus 1. Haideți să vedem cine este FDA. F de A se obține prin înlocuirea lui X cu A, așa că vom avea 5 minus A. Și observăm că avem nevoie și de G de A plus 1. G de A plus 1 se obține prin înlocuirea lui X cu A plus 1, așa că vom avea în loc de X A plus 1 plus acel 2, asta înseamnă că g de a plus 1 va fi egal cu a plus 1 plus 2 va fi 3. Și acum, noi știm că f de a este 5 minus a, g de a plus 1 este a plus 3 și noi știm că trebuie să le egalăm. Haideți să mai scriem încă o dată relația. Avem f de a egal cu g de a plus 1. Asta înseamnă că vom avea în loc de f de a 5 minus a egal cu a plus 3, adică acel G de A plus 1. Observăm că am putea să adunăm un A, asta înseamnă că în partea stângă rămânem doar cu 5, iar în partea dreaptă A plus acest A va fi de fapt 2A plus 3. Haideți să fac puțin loc și atunci avem de rezolvat ecuația 2a plus 3 este egal cu 5, o ecuație extrem de simplă, îl ducem pe 3 cu scăderea, asta înseamnă că vom obține 2a egal cu 5 minus 3, adică 2, împărțind la 2, obținem că a va fi egal cu 1 și bineînțeles că este un număr real. Mergem acum la 3, unde ne așteaptă o ecuație logaritmică. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația. logaritmul în bază 3 din 4x la 2 minus x la 2 este egal cu 1. Bineînțeles că vom începe cu condițiile de existență și vă reamintesc faptul că. Cantitatea logaritmului trebuie să fie un număr pozitiv. Asta înseamnă că 4x minus x la a doua trebuie să fie strict mai mare decât 0. Având în vedere că avem o inecuație de gradul al doilea, am putea să o rezolvăm, bineînțeles. Sau o lăsăm așa și la final facem verificarea. Mergem cu valorile lui x pe care le obținem și înlocuim și ne asigurăm că această condiție de existență este îndeplinită. Haideți să luăm ecuația. Avem logaritm în bază 3 din 4x minus x la 2 este egal cu 1 pe acel 1. Haideți să-l scriem ca un logaritm în bază 3 și atunci vom avea logaritm în bază 3 din 4x minus x la 2 egal cu logaritm în bază 3 din 3. Și acum. Având în vedere că funcția logaritm este o funcție injectivă și avem un logaritm în bază 3 în stânga, dar și în dreapta, cu alte cuvinte, logaritmul are aceeași bază și în stânga și în dreapta, egalitatea are loc doar dacă aceste cantități sunt egale. Asta înseamnă de fapt că 4x minus x la a doua trebuie să fie egal cu 3. Și acum, haideți să dăm totul într-o parte. Aș spune că îl ducem pe x la a doua cu operația de adunare, pe 4x cu scădere, cât să avem totul într-o parte, și atunci vom avea x la a doua devine cu plus minus 4x plus 3 egal cu 0. Și acum, haideți să rezolvăm această ecuație. O ecuație de gradul al doilea, scoatem coeficienții, calculăm delta imediat. Și avem A egal cu 1, B egal cu minus 4, C este egal cu 3. Asta înseamnă că delta care are formula B la a doua minus 4 ori a orice va fi egal cu minus 4 totul la a doua, minus 4 ori 1 ori 3. Asta înseamnă că delta este egal cu 16 minus 12, adică delta este egal cu 4 și fiind un număr pozitiv vom avea două soluții reale distincte. Și atunci vom avea x1 egal cu minus B plus radical din delta pe 2A, adică minus B minus minus 4 înseamnă 4, plus radical din delta, adică radical din 4 va fi 2, supra 2 ori 1 adică 2, ceea ce înseamnă că x1 este egal cu 6 pe 2, adică 3. Mergem la x2, care va fi egal cu minus b minus radical din delta pe 2a. Cu alte cuvinte, avem 4 minus 2 supra 2. 4 minus 2 este 2, iar 2 pe 2 va fi 1. Nu am terminat, haideți să ne asigurăm că aceste două valori verifică condiția de existență pe care am scris-o la început. Și acum, mergem să înlocuim x-ul cu 3 și vom avea 4 ori 3 minus 3 la a doua trebuie să fie pozitiv, 4 ori 3 va fi 12, 3 la a doua e 9 și atunci observăm că 3 este mai mare decât 0, așa că convine. Iar pentru x2 egal cu 1, vom avea 4 ori 1 minus 1 la a doua care trebuie să fie pozitiv, adică 4 minus 1 trebuie să fie pozitiv ceea ce înseamnă că 3 e într-adevăr pozitiv și acum concluzia, mulțimea soluțiilor este formată din cele două valori, adică 1 și 3. Haideți să mergem la 4. Determinați câte numere naturale impare de două cifre. Cu cifra zecilor un număr par se pot forma cu elementele mulțimii A. Haideți să scriem mulțimea A care este formată din 1 2 3 4 5 6 7. Și pe noi ne interesează să aflăm câte numere de două cifre, adică numere de forma AB, impare se pot forma cu cifra zecilor, adică A, ul este cifra zecilor Trebuie să fie un număr par, adică trebuie să fie divizibil cu 2. Haideți să vedem cum facem. Având în vedere că B, că AB este un număr impar, ne rezultă de fapt că B-ul trebuie să fie o cifră impară. Și acum, rezultă de aici că B poate lua valorile. Haideți să căutăm acele cifre impare din mulțimea A și avem 1, 3, 5 și 7. Asta înseamnă că cifra aceasta, cifra B, adică cifra unităților, se poate alege în patru moduri. Cu alte cuvinte, B poate lua patru valori. Poate lua patru valori. Și acum, pentru fiecare alegere a cifrei unităților, haideți să vedem câte alegeri vom avea pentru cifra zecilor. Noi știm că a trebuie să fie divizibil cu 2, asta înseamnă că a aparține mulțimii. Din mulțimea a, cifrele divizibile cu 2 sunt 2, 4, 6 și atunci înseamnă că a poate lua 3 valori. Și încă o dată repet, pentru fiecare alegere a lui B, adică pentru fiecare alegere a cifrei unităților, cifra A, adică cifra zecilor, poate fi aleasă în 3 moduri. Asta înseamnă că vom avea 4 ori 3, mai explic încă o dată, B poate lua 3, 4 valori și A-ul 3 valori, din acest motiv vom avea 4 ori 3, adică 12 numere cu această proprietate. Haideți să mergem acum la 5. În reperul cartezian XY se consideră punctele A de coordonate 0,3, B de coordonate 2,0 și un punct C, care are coordonatele x c, y c. Știind că punctul B este la mijlocul segmentului OC, să se afle distanța dintre punctele A și C. Avem o informație extrem de valoroasă aici, faptul că B este la mijlocul lui OC. Haideți să vedem la ce ne ajută acest lucru. Voi desena un segment imediat. Să încerc să-l desenez totuși mai frumos. Și acum, haideți să vedem la ce ne ajută faptul că B este la mijloc. Dacă B este la mijlocul lui OC, înseamnă că coordonatele sale, adică x-ul lui b, respectiv y-ul lui b, reprezintă media aritmetică a coordonatelor de pe capete. Ca să traducem, xb va fi egal cu xo plus xc pe 2, încă o dată, cel care e la mijloc, adică b-ul, coordonatele sale vor reprezenta media aritmetică a coordonatelor de pe capete, adică xo și YXO și XC, respectiv YB va fi egal cu YO plus YC totul supra 2. Și haideți să înlocuim pentru a afla coordonatele punctului C. Avem x lui B, adică 2, va fi egal cu XO este 0 plus XC-ul care este necunoscut, Apoi la y, yb este 0, egal cu 0 plus yc totul pe 2. Îl ducem pe 2 cu operația de înmulțire. Asta înseamnă că vom obține 2 ori 2, adică 4, egal cu 0 plus xc, adică xc. Iar din a doua vom avea 0 egal cu yc, ceea ce înseamnă că coordonatele punctului C vor fi 4 și 0. Acum, haideți să vedem cum aflăm distanța dintre punctele a și, a și C. Bineînțeles că am putea să facem reprezentarea în sistemul de axe X-Y și vom vedea exact ce se obține și cred că e destul de ușor de aflat distanța dintre punctele A și C, se formează un triunghi dreptunghic, sau am putea să folosim formula pentru distanța dintre două puncte și avem radical din XC minus XA totul la a doua, plus YC minus Y totul la 2. Asta înseamnă că AC va fi egal cu X-ul lui C este 4 minus X-ul lui a, adică 0, plus Y-ul lui C este 0 minus Y, adică 3 totul la 2. doua. Ceea ce înseamnă că AC va fi egal cu 4 la a plus minus 3 la a Asta înseamnă că AC este egal cu 4 la a doua e 16, minus 3 la a doua e 9. Asta înseamnă că AC va fi radical din 25. De unde obținem că AC este egal cu 5. În concluzie, distanța dintre punctele A și C este de 5 unități de măsură. Și am ajuns la ultimul exercițiu de la subiectul 1. Avem 6. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A, adică a egal cu pi pe 2, D egal cu pi pe 6 și mediana m egală cu 4. Să se arate că aria triunghiului ABC este egală cu 8 radical din 3. Ce problemă frumoasă! Haideți să facem un desen. Să vedem cum am putea să rezolvăm. A are 90, Apoi, B-ul e pi pe 6, adică 180 împărțit la 6 înseamnă 30. Și C-ul va avea pi pe 3, va fi egal cu pi pe 3, adică 60 de grade. Chiar am putea să scriem cu 30 de grade în felul acesta. Și acum avem AM mediană, care este de 4 unități de măsură. Cum aflăm aria triunghiului? Ce problemă frumoasă! Aș zice că este o problemă chiar de clasa 7 -a. Dacă noi cunoaștem cât este AM, adică mediana, am putea să aflăm cât este lungimea ipotenuzei BC, apoi aflăm cateta AC și cateta AB ulterior. Sau am putea să lucrăm cu măsuri de unghiuri și să demonstrăm că acesta este un triunghi echilateral, ceea ce înseamnă că AC-ul va avea tot 4 unități de măsură. Noi știm că într-un triunghi dreptunghic mediana este jumătate din ipotenuză, adică AM este BC pe 2, ceea ce înseamnă că BC va fi dublul lui AM, adică BC egal cu 8. Și acum, dacă noi știm că B egal cu pi pe 6, vă amintiți că acea catetă care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză, adică AC va fi egal cu BC pe 2, ceea ce înseamnă de aici că AC va fi 8 pe 2, adică 4. Și acum haideți să facem o funcție trigonometrică pentru a afla cateta AB. Ce spune dacă am face cosinus unghiului B? Pentru are avem nevoie de cele două catete și avem cos de B egal cu cateta alăturată unghiului, adică AB supra ipotenuza BC, cos de 30 înseamnă radical din 3 pe 2, egal cu AB supra BC-ul era 8, ceea ce înseamnă de aici că 2AB egal cu 8 radical din 3, Împărțind la 2, obținem că AB va fi 4 radical din 3. Și acum, dacă AB e 4 radical din 3 și AC e 4, haideți să aflăm aria. Pentru aria triunghiului ABC vom folosi cele două catete și vom avea AB ori AC totul supra 2. Asta înseamnă că vom avea 4 radical din 3 ori 4 pe 2. Simplificăm prin 2 și rămânem cu 4 radical din 3 ori 2, în concluzie, într-adevăr, aria triunghiului ABC va fi 8 radical din 3. Cum vi s-a părut acest subiect 1? Vi s-a părut ușor, greu? Aștept părerea voastră în comentarii și haideți să începem subiectul al doilea. Se consideră matricile I2 și A de X, unde X este un număr real. Arătați că determinantului lui A de 0 este egal cu 3. Primul pas Haideți să vedem cine este A de 0. A de 0 se obține prin înlocuirea lui X cu 0, așa că vom avea 0, 3 ori 0 este 0 minus 3 și apoi avem 1 minus 0, respectiv 0 minus 2. Ceea ce înseamnă că A de 0 va fi egal cu 0 minus 3, 1 și minus 2. Și acum haideți să calculăm determinantul lui A de 0, Adică determinant din 0 minus 3, 1 minus 2, ceea ce înseamnă că vom avea mai întâi 0 ori minus 2, minus 1 ori minus 3. Și acum 0 ori minus 2, bineînțeles că este 0, apoi avem minus 1 ori minus 3, adică plus 3, și 0 plus 3 este 3, exact ce se cerea. Haideți să vedem punctul B. Determinați numărul real M pentru care A de 2 ori A de 0 plus A de 5 este egal cu M ori I2. Știm cine este deja A de 0. Îl mai scriu încă o dată aici. Era 0, minus 3, 1 și minus 2. Sper că am scris bine. Da? Acum, haideți să vedem cine este A de 2. Apoi, cine este A de 5 și facem înmulțirea și aflăm M-ul într-un final. N-ar trebui să fie prea greu. A de 0, A de 2 se obține prin înlocuirea lui X cu 2. Așa că vom avea 2, 3 ori 2 minus 3, 1 minus 2, 3 ori 2 minus 2. Asta înseamnă că a de 2 este egal cu 2, apoi 3 ori 2 este 6, iar 6 minus 3 va fi 3, 1 minus 2 este minus 1, apoi 3 ori 2 este 6, iar 6 minus 2 va fi 4. Haideți să vedem cine este A de 5 și vom avea 5, 3 ori 5 minus 3, 1 minus 5, 3 ori 5 minus 2. Asta înseamnă că A de 5 este egal cu 5, 3 ori 5, 15, iar 15 minus 3 este egal cu 12, 1 minus 5 este minus 4, 3 ori 5, 15, 15 minus 2 va fi 13. Și am obținut și A de 5. Acum, haideți să facem un pic de loc. Observăm că trebuie să calculăm produsul dintre a de 2 și a de 0, așa că haideți să mergem pe o pagină nouă și apoi mă întorc pentru a calcula suma respectivă. Și avem a de 2 era de 0, egal cu a de 2 era 2, 3 minus 1, 4, înmulțit cu a de 0, adică 0, minus 3, 1 și minus 2. Și atunci, haideți să vedem ce obținem. Înmulțim linia cu coloana. Haideți să luăm separat. Eu fac mereu separat sau încerc să vă spun să faceți așa pentru a fi sigur că nu greșiți la calcule. Luați și scrieți linia și apoi coloanele din a doua matrice. Și avem 2 ori 0 este 0, 3 ori 1 este 3, iar 0 plus 3 observăm că este 3. Mergem acum la a doua coloană. Observați că păstrăm linia, schimbăm doar coloana. Și atunci vom avea 2 ori minus 3 e minus 6, 3 ori minus 2 e minus 6, iar minus 6 minus 6 va fi minus 12. Acum am ajuns la a doua linie, adică minus 1, 4 denumulțit cu 0, 1 și avem minus 1 ori 0 este 0, 4 ori 1 va fi 4, iar 0 plus 4 este 4. Mergem la a doua coloană, unde avem minus 3 și minus 2 și obținem minus 1 ori minus 3 este 3. 4 ori minus 2 este minus 8, iar 3 minus 8 va fi minus 5. Și acum, haideți să ne întoarcem și să calculăm această sumă. Aveam mai întâi, cum să fac, să merg pe pagina nouă mai bine. Avem așa dedublat pagina și acum A de 2 ori A de 0 plus A de 5 va fi egal cu. A de 2 era de 0, este cea calculată aici, adică 3, minus 12, 4 și minus 5, plus A de 5. Stați, să încerc să fac un copy-paste imediat. Sper să reușesc. Ok. Și acum haideți să vedem ce vom obține. Adunăm element cu element, adică 3 cu 5, minus 12 cu 12, 4 cu minus 4 și minus 5 cu 13. Haideți să nu fac direct, voi scrie, avem 3 plus 5, apoi minus 12 plus 12, 4 plus minus 4 și minus 5 plus 13. Asta înseamnă că A de 2 ori a de 0 plus a de 5 va fi egal cu 3 plus 5, 8, minus 12 plus 12, 0, 4 plus minus 4 e 0 și minus 5 plus 13 este 8. Și ce observăm? Observăm că l-am putea da în factor comun pe 8 din toată această matrice și atunci rămânem cu 8 împărțit la 8 e 1, 0, 0, 1. Și cine este 1, 0, 0, 1? Este exact i Asta înseamnă că am arătat de fapt că ad 2 ori A de 0 plus A de 5 este egal cu 8I2. Dar din enunț știam că ad 2 ori A de 0 plus A de 5 este egal cu M ori 2 Asta înseamnă de aici că 8i2 este egal cu m ori i2, ceea ce înseamnă că m va fi egal cu 8, care este un număr real. Haideți să mergem la punctul C. Determinați x pentru care determinantul lui a de x minus a de 0 ori a de 1 minus x este egal cu 3. Haideți să vedem cine este A de 1 minus X. Pe A de 0 l avem din enunț, pe A de, pe A de 0 l-am calculat, pe A de X l avem din enunți, așa că ne rămâne să-l vedem doar pe A de 1 minus X și vom avea 1 minus X, 3 pe lângă 1 minus X minus 3, 1 minus 1 minus X, și apoi 3 pe lângă 1 minus x, nu știu de ce am scris 1 minus 3, 1 minus x minus 2. Și atunci haideți să vedem ce vom obține. Avem 1 minus x, apoi desfacem aceste paranteze și avem 3 minus 3x minus 3, apoi 1 minus 1 minus minus x înseamnă plus x și apoi 3 minus 3x minus 2. Observăm că scăpăm de acest 3 și de acest 1. Asta înseamnă că a de 1 minus x va fi egal cu 1 minus x Acolo rămânem cu minus 3x, apoi jos avem x, iar în dreapta 3 minus 2 e 1 și avem 1 minus 3x. Arată destul de drăguț. Haideți atunci să facem înmulțirea dintre a de 0 și a de 1 minus x. Adică vom avea 0 minus 3, 1 minus 2 de înmulțit cu 1 minus x, minus 3x, x și 1 minus 3x. Și procedăm exact ca mai devreme. Luăm separat prima linie pe care trebuie să o înmulțim cu prima coloană, adică cu 1 minus x și x. Și acum, 0 ori 1 minus x din fericire este 0, iar minus 3 ori x va fi minus 3x. Și 0 minus 3x este minus 3x. Haideți să mergem să calculăm înmulțirea cu a doua coloană, adică minus 3x și 1 minus 3x. Și atunci, bineînțeles că avem un 0, iar minus 3 ori 1 e minus 3, minus 3 ori minus 3x va fi plus 9x și atunci observăm că rămânem cu 9x minus 3. Sau putem să scriem minus 3 plus 9x, e același lucru. Și acum am ajuns la a doua linie, haideți să o înmulțim cu prima coloană, din păcate nu mai avem un termen egal cu 0, un factor dintr-o înmulțire care să fie 0 și atunci vom avea 1 ori 1 minus x este 1 minus x, minus 2 ori x va fi minus 2x, ceea ce înseamnă că vom rămâne cu 1 minus x minus 2x, adică minus 3x. Și acum avem a doua coloană, adică minus 3x și 1 minus 3x. Și atunci, 1 ori minus 3x este minus 3x, minus 2 ori 1 va fi minus 2, minus ori minus va fi plus 2 ori 3x va fi 6x și atunci observăm că avem 6x minus 3x, adică 3x și acel minus 2. Așa că, haideți să calculăm a de x minus a de 0 ori a de 1 minus x. A de x este matricea din enunț, adică x, 3x minus 3, 1 minus x și 3x minus 2, minus, Haideți să luăm matricea de aici. Încercăm iarăși copy-paste. Ok. Dar nu mi-incape, așa că le voi aduce pe amândouă pe rândul următor. Și să vedem ce obținem. Vom avea x minus minus 3x. Atenție, element cu element. Apoi avem 3x minus 3 minus 9x minus 3. Apoi avem 1 minus x minus 1 minus 3x și în final 3x minus 2 minus 3x minus 2. Sper că am scris bine. Și acum, haideți să vedem ce vom obține. Voi scrie sus. Sau mai bine voi scrie aici și sus voi scrie doar rezultatul. Și avem așa, x minus minus 3x înseamnă plus 3x, apoi 3x minus 3 minus 9x plus 3. <coughs> apoi avem 1 minus x minus 1 plus 3x. Apoi 3x minus 2 minus 3x plus 2. Și să vedem ce obținem. Avem x plus 3x, adică 4x, din fericire, scăpăm de 3, iar 3x minus 9x înseamnă minus 6x, apoi scăpăm de 1, minus x plus 3x va fi plus 2x, apoi scăpăm de 2, scăpăm și de 3 și obținem 0. Ce drăguț arată! Haideți să calculăm determinantul și o să avem determinant din a de x minus a de 0 ori a de 1 minus x egal cu determinant din 4x, 2x, minus 6x și 0. Observăm că am putea să dăm un factor comun un x, fie de pe linie, fie de pe coloană. Știu că nu e obligatoriu asta, doar așa cu o mică observație. Cred că ar fi mai bine să calculăm direct. Și avem 4x ori 0, minus 2x ori minus 6x. Asta înseamnă că o să avem 0, minus cu minus va fi plus, iar 2x 2 ori 6 de fapt e 12 și x ori x va fi x la a doua. Asta înseamnă că mai avem nevoie de un pic de spațiu. Determinantul acesta este de fapt egal cu 0 plus 12x la a doua, adică 12x la a doua. Dar din enunț, noi știam că determinant din a de x minus a de 0 ori a de 1 minus x este egal cu 3. Și atunci haideți să egalăm și obținem că 12x la 2 este egal cu 3. Îl ducem pe 12 cu operația de împărțire și atunci obținem că x la a doua este egal cu 3 pe 12. Și observăm că am putea să simplificăm această fracție prin 3. Ceea ce înseamnă că x la a doua este egal cu 1 pe 4. Din fericire, numărul din dreapta este pozitiv, asta înseamnă că vom avea două soluții. Și obținem că x egal cu plus minus radical din 1 pe 4, ceea ce înseamnă că x va fi plus sau minus 1 pe 2 și sunt numere reale. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din minus 1 pe 2 și 1 pe 2. Haideți să mergem acum la legea de compoziție. Pe mulțimea M, care este intervalul deschis de la 0 la plus infinit, se definește legea de compoziție x compus cu y egal cu x plus y plus 1 minus radical din xy plus 1. Punctul a ca de obicei, este un punct foarte simplu. Trebuie să arătăm că 1 compus cu 8 este egal cu 7. Haideți să calculăm 1 compus cu 8, ceea ce înseamnă că pe x îl vom înlocui cu 1, iar pe y cu 8. Și atunci vom avea 1 plus 8 plus 1. Observați cum în locul lui x am scris 1, iar în locul lui y am scris 8. Nimic altceva. Minus radical din 1 ori 8 plus 1. Asta înseamnă că vom avea 1 plus 8, 9, plus 1, 10. Minus radical din 8 plus 1 e 9. Și atunci obținem 10 minus radical din 9, adică 3, și 10 minus 3 este 7, exact ce se cerea. Ce simplu a fost. Haideți să vedem B-ul. Determinați x din m pentru care x compus cu 3 pe x este egal cu x. Haideți să calculăm x compus cu 3 pe x. Observăm că pentru ca această fracție să fie bine definită, x-ul trebuie să fie diferit de 0, și datorită faptului că x este din m, adică din intervalul deschis 0 plus infinit, fracția este corect definită pentru că x-ul nu poate fi 0 și atunci haideți să vedem. Avem x plus 3 pe x plus 1 minus radical din x ori 3 pe x plus 1. Mai explic încă o dată. x-ul rămâne x, iar în loc de y avem 3 supra x. Haideți să vedem ce mai putem face. Avem x plus 3 pe x plus 1 minus... Ce drăguț se simplifică x cu x din radical, asta înseamnă că Vom avea radical din 3 plus 1. Adică obținem x plus 3 pe x plus 1 minus radical din 4, adică 2. Și atunci vom avea că x compus cu 3 pe x este egal cu x plus 3 pe x, plus 1 minus 2, adică minus 1. Dar din nu știam că x compus cu 3 pe x este egal cu x, așa că haideți să egalăm și vom avea că x plus 3 pe x parcă era minus 1, da? Este egal cu x. Ce ecuație frumoasă! Ce observăm? Am putea să scădem un x și scăpăm de el și din stânga și din dreapta, ceea ce înseamnă că rămânem cu 3 pe x minus 1 egal cu 0. Adunând 1, obținem că 3 pe x este egal cu 1, adică 1 pe 1 dacă vreți. Și atunci, înmulțind pe diagonală, obținem de fapt că x ori 1, adică x, este egal cu 3 și aparține intervalului 0 infinit, adică x-ul acesta pe care l-am aflat aparține lui m, pentru că asta ni se cerea. Atenție la acest lucru, dacă, spre exemplu, am fi obținut minus 3, nu aveam soluție pentru ecuația dată. Haideți să vedem punctul C. Determinați numerele naturale nenule n, pentru care n compus cu n plus 2, compus, totul compus cu n plus 4, este mai mare decât n la a doua supra a 2. Ce drăguț arată! Acum, haideți să calculăm, să luăm pas cu pas, să calculăm ce avem în prima paranteză, adică n compus cu n plus 2. Și vom avea n compus cu n plus 2 egal cu în locul lui x vom scrie n, iar în locul lui y vom scrie n plus 2. Și atunci obținem n plus n plus 2 plus 1, minus radical din n pe lângă n plus 2 plus 1. Ceea ce înseamnă că vom obține n plus n e 2n, plus 2 plus 1 va fi 3, minus radical din, desfacem paranteza și vom avea n ori n, adică n la a doua, plus n ori 2, e 2n, plus 1. Și ce observăm că s-a obținut în radical? Avem un pătrat perfect. Adică n compus cu n plus 2 va fi egal cu 2n plus 3 minus radical din n plus 1 totul la a doua. Și atunci avem N compus cu N plus 2 egal cu 2N plus 3 minus atenție. Nu rămânem direct cu N plus 2, cu toate că am putea să scriem și asta. Eu aș vrea să vă explic exact ce trebuie să faceți. Dacă avem radical din a la 2, a atunci rezultatul este modul de A. Cu alte cuvinte, noi obținem modul din N plus 1. Și acum luăm de desubt. Noi știm că N este un număr natural nenul. Asta înseamnă că acea cantitate N plus 2 este strict pozitivă. Din acest motiv, modul din N plus 1 va fi egal cu N plus 1. Din acest motiv, dispare practic modulul acela. Și atunci vom avea că. Stați să mai dublez pagina. Imediat. N compus cu N plus 2 este egal cu 2N plus 3, cred că aveam minus n plus 1, desfacem paranteza și obținem că n compus cu n plus 2 este 2n plus 3 minus n minus 1, adică n compus cu n plus 2 va fi egal cu 2n minus n este n, iar 3 minus 1 va fi 2. Și acum, haideți să calculăm tot membrul stâng, adică n compus cu n plus 2, totul compus cu n plus 4, prima compunere știm că este n plus 2, totul compus cu n plus 4, și atunci vom avea în locul lui x n plus 2, în locul lui y n plus 4, ceea ce înseamnă că obținem n plus 2 plus n plus 4 plus 1 minus radical din n plus 2 ori n plus 4 plus 1. Și acum n plus n va fi 2n, 2 plus 4, 6, plus 1, 7, minus radical din, desfacem paranteza și avem n ori n, n la a doua, n ori 4 e 4n, plus 2n, plus 8, plus acel 1 de pe final, asta înseamnă că obținem 2n plus 7 minus radical din n la 2 plus 4n plus 2n e 6n plus 9 și am obținut din nou în pătrat perfect. Avem 2n plus 7 minus radical din n plus 3, totul la 2, adică obținem 2n plus 7 minus modul din n plus 3 n este un număr natural nenul. Asta înseamnă că n plus 3 este strict pozitiv și atunci modul din n plus 3 este tocmai n plus 3, ceea ce înseamnă că n compus cu n plus 2, totul compus cu n plus 4, va fi egal cu 2n plus 7 minus n plus 3, adică n compus cu n plus 2 compus cu n plus 4 este egal cu, haideți să facem direct, avem 2n minus n e n, iar 7 minus 3 va fi 4. Ce ne rămâne de făcut? Haideți să mergem să înlocuim sus. Noi știam că n compus cu n plus 2, compus cu n plus 4, trebuie să fie mai mare decât n la 2 doua pe 2. Și atunci ne rezultă că n plus 4 trebuie să fie mai mare decât n la a doua pe 2. Înmulțim totul cu 2 și atunci obținem că 2n plus 8 trebuie să fie mai mare decât n la a doua. Scădem n la 2, ceea ce înseamnă că minus n la 2 plus 2n plus 8 trebuie să fie strict mai mare decât 0. Haideți să egalăm cu 0. <coughs> și atunci calculăm delta, adică B la a doua minus 4AC. Și vom avea 2 la a doua minus 4 ori aul este minus 1 și C-ul este 8, adică delta va fi 4, minus cu minus e plus, 4 ori 1, 4, ori 8, 32 și obținem delta 36. N1 va fi minus B, adică minus 2 Plus radical din 36, adică 6, supra 2 ore 2 ori minus 1 e minus 2, și minus 2 plus 6 este 4. 4 pe minus 2 va fi minus 2. Apoi minus 2, minus 6 pe minus 2 înseamnă minus 8 pe minus 2, adică 4. Și haideți să facem tabelul. Avem n minus n la 2, plus 2, n plus 8. Cele două rădăcini sunt minus 2 și 4. Și acum, între rădăcini avem semnul contrar lui A, adică între rădăcini vom avea plus, în afara rădăcinilor minus. Și noi ne doream ceva mai mare decât 0, adică n-ul nostru ar trebui să fie pe acest interval. Însă noi știm că n este un număr natural nenul. Asta înseamnă că n aparține mulțimii. Haideți să vedem în acest interval care sunt numerele naturale nenule. Bineînțeles că noi aveam nevoie de ceva strict mai mare decât 0, așadar noi căutăm în intervalul deschis de la minus 2 la 4. N nu poate fi egal cu 4. Numerele naturale, nenule, care se află în intervalul deschis de la minus 2 la 4 sunt 1, 2 și 3. În concluzie, N poate fi 1 sau 2 sau 3. Și haideți să începem subiectul al treilea. Punctul A, bineînțeles, avem de făcut o derivată. Noi avem de derivat funcția aceasta, x la 3 plus 2x la 2, ori e la x. Haideți să ne reamintim cum se derivează un produs. Dacă avem f ori g totul derivat, atunci obținem f derivat și g nederivat plus f și g derivat. Cu alte cuvinte, trebuie să derivăm mai întâi prima funcție și pe a doua o lăsăm nederivată, plus și apoi le schimbăm locul. Și avem f derivat de x înseamnă x plus 3 plus x la 3 plus 2x la a doua derivat ori la x plus x la a treia plus 2x la a doua ori e la x de derivat. Și acum, haideți să vedem ce obținem. Vom avea x la a treia derivat e 3x la a doua plus 2-ul iese în față și x la a doua derivat este 2x ori la x plus x la a treia plus 2x la a doua ori e la x derivat, știm că este e la x. Observăm că am putea să dăm un factor comun, un e la x, și atunci vom avea e la x pe lângă Rămânem cu prima paranteză, adică 3x la a doua plus 2 ori 2x e 4x plus x la a treia plus 2x la a doua. Observăm că am putea să facem această operație, ceea ce înseamnă că f derivat de x este egal cu e la x pe lângă x la a treia, apoi 3x la a doua plus 2x la a doua este 5x la a doua plus 4x. Observăm că nu am obținut încă forma cerută. Mai mult, am putea să dăm un factor comun un x din paranteza rotundă, ceea ce înseamnă că f derivat de x va fi egal cu l la x ori x pe lângă. Din x la a treia, dacă îl dăm în factor comun pe x, rămânem cu x la a doua. Din 5x la a doua, dacă îl dăm în factor comun pe x, vom rămâne cu 5x, iar din 4x rămânem cu 4. Haideți să vedem ce am mai putea să mai facem. Profităm de proprietățile operației de înmulțire și dăm fix forma din enunț, adică x pe lângă x la a doua plus 5x plus 4 ori e la x, unde x este un număr real. Și am arătat că f derivat de x este exact cel dat în problemă. Haideți să vedem punctul B. Determinați ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă x egal 0. Haideți să vedem formula pentru ecuația tangente. Aveam y minus, să să scriu sus, să spunem că avem un punct x0, atunci vom avea y minus f de x0 egal cu f derivat în x0 pe lângă x minus x0, ceea ce înseamnă că în acest caz vom avea y minus f de 0 egal cu f derivat în punctul 0 pe lângă x minus 0. Haideți să vedem funcția în 0, adică f de 0, care se obține prin înlocuirea lui x cu 0 și vom avea 0 la 3 plus 2 ori 0 la 2 ori era 0, ceea ce înseamnă că f de 0 va fi egal cu, în paranteză obținem 0, ori e la 0, bineînțeles că este 0, apoi f derivat de 0, la fel se obține prin înlocuirea lui x cu 0 și avem 0, 0 la 2a plus 5 ori 0 plus 4 ori la 0. Din fericire, unul dintre factorii este 0, așa că și derivata în punctul 0 este tot 0. Și haideți să înlocuim în formulă. Vom avea, din acestea ne rezultă y minus f de 0, adică 0, egal cu derivata în punctul 0 este 0, x minus 0 va fi x, și atunci obținem y minus 0 egal 0, adică y egal 0 este ecuația tangentei în punctul de abscisă x egal 0. Și am ajuns la punctul C. Cum facem oare să demonstrăm această inegalitate de la C? Cu un tabel de monotonie. Dacă nu am, ajun... Dacă nu am făcut până acum tabelul de monotonie, sigur e momentul să o facem și trebuie să vedem ce se întâmplă pe intervalul minus 4, 0. Așa că, haideți să egalăm derivata cu 0, ceea ce înseamnă că x pe lângă x la a doua plus 5x plus 4 ori la x trebuie să fie egal cu 0. Noi știm că e la x este strict pozitivă, asta înseamnă că Ceilalți factori din produs trebuie să fie 0, adică fie x este 0, fi x la a doua plus 5x plus 4 este 0. Și acum, haideți să rezolvăm. Aflăm delta, apoi soluțiile. Și avem delta egal cu b la a doua minus 4ac. Adică delta va fi 25 minus 4 ori 1 ori 4. Și obținem că delta este 25 minus 16, adică delta va fi egal cu 9. Asta înseamnă că vom obține două soluții distincte. Și obținem că x1 este egal cu minus b, adică minus 5, plus radical de 9 e 3 pe 2, minus 5 plus 3 e minus 2, iar minus 2 pe 2 înseamnă minus 1 și apoi x2, adică minus 5, minus 3 pe 2, avem minus 8 pe 2 și obținem minus 4. Haideți să vedem monotonia funcției. Îl vom face pe intervalul cerut, adică pe minus 4, 0. Ne interesează cum este funcția. Putem să o facem și pe tot domeniul de definiție, adică pe R și apoi să ne, extra ne extragem de acolo fix intervalul cerut. Ce avem x f derivat de x, f de x. Minus 4, 0. Și rădăcinile derivate erau 0, minus 1 și minus 4. Ce interesant! Și acum, haideți să vedem semnul funcției pe acest interval. Dacă ne uităm la derivată, care știm că este x pe lângă x la a doua plus 5x plus 4 ori la x. Noi știm că e la x este pozitiv pentru orice x, adică chiar și pentru x din acest interval. Apoi, x-ul acesta pe intervalul minus 4, 0 este negativ. Și acum să vedem ce facem cu paranteza, cum studiem semnul ei. De rădăcinile din paranteză erau minus 4 și minus 1. Și vă reamintesc că între rădăcini avem semnul contrar lui A și în afara rădăcinilor avem semnul lui A. Și acum, între rădăcini ar trebui să avem minus, semnul contrar lui A, iar în afara rădăcinilor ar trebui să avem plus. Însă, dacă ținem cont de faptul că X e negativ, e ca și cum ați avea minus ori minus. Și atunci, pe primul interval, vom avea plus, iar pe al doilea avem minus ori plus, adică minus. Și acum, haideți să studiem monotonia. Dacă vă este greu în felul acesta, dați valori între rădăcini ca să obțineți semnul funcției, semnul derivatei. Și acum, funcția este crescătoare, apoi descrescătoare. Să interpretăm asta. Avem derivata care este mai mare egală decât 0 pentru x din intervalul minus 4, minus 1 ceea ce înseamnă că f este crescătoare pe acest interval. Apoi, derivata este mai mică egală decât 0 pentru x din intervalul minus 1, 0. Asta înseamnă că funcția este descrescătoare pe acest interval. <coughs> Și haideți să vedem ce se întâmplă cu f, care va fi oare valoarea maximă a lui f sau care va fi valoarea minimă Așa că vă propun să calculăm F de minus 4, apoi F de minus 1 și F de 0. F de minus 4 se obține prin înlocuirea lui x cu minus 4 și avem minus 4 la a 3, -a, plus 2 ori minus 4 la a 2, -a, totul e la minus 4. Minus 4 la a 3 este minus 64. Minus 4 la a 2 -a e 16, iar 16 ori 2 este 32. E la minus 4 înseamnă de fapt 1 pe E la a patra, și atunci f de minus 4 va fi minus 64 plus 32 este minus 32, iar minus 32 ori 1 pe, 1 pe E la a patra este de fapt minus 32 supra E la a patra și îl scriem în tabel. Mergem acum cu f de minus 1 la f de minus 1 și vom avea minus 1 la 3 plus 2 ori minus 1 la 2 totul înmulțit cu e la minus 1. Minus 1 la 3 știm că este minus 1, așa că vom avea în paranteză minus 1 plus minus 1 la 2 este 1, iar 2 ori 1 va fi 2 și e la minus 1 înseamnă 1 pe e ceea ce înseamnă că f de minus 1 este egal cu 1 ori 1 pe e, adică 1 pe e. Mai trebuie să calculăm în 0, f de 0. Și avem 0 la 3 plus 2 ori 0 și e la 0, în paranteză avem 0, așa că vom obține 0. Haideți să vedem care va fi minimul global pe acest interval. Observăm că avem două valori minime, însă minimul global este acesta, ceea ce înseamnă, conform tabelului, că f de x se află între valoarea minimă, adică minus 32 pe e la 4 și valoarea maximă 1 pe e. Pentru x din intervalul, încă o dată, minus 4, 0. Și haideți să înlocuim f de x în această inegalitate. Și mai avem nevoie de o pagină, sau haideți să o dublez pe aceasta. Și să mut imediat. Obținem minus 32 pe e la 4 mai mic egal decât x la a 3 -a plus 2x la a 2 -a, ori e la x mai mic egal decât 1 pe e pentru x din intervalul minus 4, 0. Și atunci avea. Observăm că în relația de la punctul C ar trebui să avem E la X plus 4 respectiv E la X plus 1. Așa că vă propun să împărțim la E la X, ceea ce înseamnă că avem, sau să mulțim cu 1 pe E la X, și avem minus 32 pe E la 4 -a, ori 1 pe E la X, mai mic egal decât X la a treia plus 2X la a doua, mai mic egal decât 1 pe E ori 1 supra e la x. Atunci când avem o înmulțire de puteri, vă reamintesc că trebuie să adunăm exponenții. Asta înseamnă că obținem minus 32 supra e la puterea x plus 4, mai mic egal decât pe mijloc. Observăm că îl putem da un factor comun pe x la 2. în x la 3 rămânem cu x, iar din 2 x la 2 cu 2, mai mic egal decât 1 pe de e la x plus 1, pentru x din intervalul minus -4, 0. exact ce se cerea. Ce frumos a fost! Haideți să mergem acum la 2 și parcă deja îmi pare rău că se termină subiectul pentru că a fost foarte drăguț. La punctul A avem, ca de obicei, ceva destul de simplu: integrală de la 1 la 2 din f de x plus 2 supra x plus 1 de x. Îl înlocuim pe f de x și atunci avem integrală de la 1 la 2 din 3x la 2. Minus 2 supra x plus 1 plus 2 supra x plus 1 de x. Scăpăm de această fracție și atunci rămânem cu integrală de la 1 la 2 din 3x la a doua de x. Observăm că îl putem scoate în față pe acel 3 și atunci rămânem cu 3 ori integrală de la 1 la 2 din x la a doua de x. Prin integrare creștem gradul cu 1, așa că vom avea x la a treia supra 3 trei de la 1 la 2. Din fericire scăpăm și de acest 3. Asta înseamnă că avem x la a treia de la 1 la 2 și locuim mai întâi x-ul cu 2, 2 la a treia minus 1 la a treia, 2 la a treia este 8, 1 la a treia este 1, iar 8 minus 1 este 7, exact ce se cerea. Haideți să mergem acum la punctul B. Arătați că integrală de la 1 la 5 din 3x la a doua minus f de x de x este 2 luni de 3. Cum facem? Înlocuim f-ul. Și atunci avem integrală de la 1 la 5 din 3x la a doua minus, deschidem o paranteză, 3x la a doua minus 2 supra x plus 1 de x, ceea ce înseamnă integrală de la 1 la 5 din 3x la a doua minus 3x la a doua plus 2 supra x plus 1 de x, scăpăm de 3x la 2. și atunci avem integrală de la 1 la 5 din 2 supra x plus 1 de x, îl dăm în față pe 2 <coughs> și avem integrală de la 1 la 5 din 1 supra x plus 1 de x și aici este formula direct din tabel sau dacă nu, observăm că x plus 1 derivat este chiar 1, și atunci am putea să scriem că avem integrală de la 1 la 5 din x plus 1 derivat pe x plus 1 de x. Cu alte cuvinte avem ceva de tipul 1 pe t de t și este formula cu logaritm, așa cum spuneam. Și vom avea 2 ori logaritm natural din modul din x plus 1 de la 1 la 5, adică vom avea 2 pe lângă, Logaritm natural din 1 plus 5 e 6 minus lună de 2. Având o diferență de logaritm cu aceeași bază, transformăm în raport la cantitate, adică vom avea 2 logaritm natural din 6 pe 2, adică 2 luni de 3 exact ce se cerea și am ajuns la punctul C. Se consideră funcția G definită pe 0 infinit cu valori în unde g de x este egal cu f de radical din x minus 1. Arătați că are loc relația pentru orice A și B. Arată foarte interesant. Haideți să vedem ce am putea să facem. ce spune dacă am desface paranteza și apoi să separăm și în două integrale. Am avea integrală de la 1 la 4 din a ori g derivat de x de x plus integrală de la 1 la 4 din b ori g de x ori g derivat de x de x. Și haideți să le notăm cu un i1 plus un i2, să spunem. Și atunci, prima integrală i1 era integrală de la 1 la 4 din a ori g derivat de x de x a-ul în față și rămânem cu integrală de la 1 la 4 din g derivat de x de x. Și dacă avem integrală dintr-o derivată, ce se întâmplă? Rămânem chiar cu funcția respectivă de la 1 la 4. Adică vom avea A pe lângă g de 4 minus g de 1. Și atunci avem A pe lângă g de 4 se obține prin înlocuirea lui x cu 4. Așa că vom avea f de radical din 4 minus 1. Minus F de radical din 1 minus 1. ceea ce înseamnă că vom obține A pe lângă FD. Radical din 4 e 2, 2 minus 1 va fi 1. Minus FD 0. Și acum haideți să calculăm separat FD1. Adică 3 ori 1 la 2 e 3, minus 2 supra 1 plus 1 e 2 și avem 3 minus 1 adică 2 minus f de 0. E clar că 3 ori 0 e 0, minus 2 supra 0 plus 1 adică 1 și obținem minus 2. Și atunci observăm că vom avea a ori 2 minus minus 2 adică 2 plus 2 și obținem 4. În concluzie, I1 este 4A. Acum, haideți să-l calculăm pe I2. Adică integrală de la 1 la 4 din B ori G de X ori G derivat de X de X. B-ul iese în față și o rămânem cu integrală de la 1 la 4 din G de X ori G derivat de X de X. Această integrală se poate calcula direct, dar dacă nu vă dați seama direct cum se face, am putea să facem o schimbare de variabilă. Așa că haideți să-l notăm pe g de x cu un t și atunci se obține că g derivat de x de x egal cu t derivat, adică 1 de t. Și observați că avem g derivat de x de x, acesta este t-ul. Haideți să schimbăm și capetele. Când x-ul este 1, t-ul va fi g de 1, G de 1, dacă nu mă înșel, l-am calculat la punctul anterior. Uitați, era aici G de 1, care era F de 0 și era minus 2. Și apoi, când X-ul este 4, T-ul este G de 4, l am calculat și pe acesta și era F de 1, adică 2. Și acum, integrala noastră se transformă în B, ori integrală de la Minus 2 la 2 din TDT, t, adică vom avea B ori T la a doua P2, de la minus 2 la 2, fiind o funcție, fiind t la puterea a doua, haideți, fiind o putere pară, haideți să vedem ce se întâmplă. Vom avea 2 la a doua P2, minus minus 2 la a doua P2, adică I2 este egal cu B ori. 2 la 2 e 4 pe 2 e 2, minus, minus 2 la 2 e 4 pe 2 e 2 și atunci observăm că rămânem cu B ori 0, adică 0. Ceea ce înseamnă că integrala noastră, adică integrala de la 1 la 4 din A plus B ori G de X, cred că era totul înmulțit cu G derivat de X de X, este I1, 4A plus I2 care e 0, și atunci avem 4A pentru orice A și B, numere reale. Sunt curioasă cum vi s-a părut acest subiect de la simulare. Ce părere aveți dacă ați avea așa ceva la examen? Vi s-ar părea un subiect frumos, un subiect ușor? Aștept în comentarii părerea voastră. Vă doresc mult spor, la învățat în continuare!